Doamnelor și domnilor, Marcel Spătaru este gazda voastră la Erudit Cafe. Stimați telespectatori, bună seara! Trei echipe sunt deja calificate în finala acestui sezon cu numărul 7 în clubul Erudit Cafe. Aceste echipe sunt Acord, VTH și A4. Astăzi vom afla numele ultimei echipe calificate pentru finala de săptămâna viitoare. Iată primele două echipe care intră în luptă pentru acest ultim bilet. Psihaștrii, Daniel Ursu, Irina Peregudova, Andrei Macovei, Ștefan Cazacu, Valeriu Cazan și capitanul echipei Iulian Gramațchi. Adversarii lor, Placebo, Andrei Șchiopu, Alexandru Pleșca, Alexandru Grigoroi, Petru Scalețchi, Sergiu Beșliu și capitanul echipei, Dumitru Ierhan. Psihaștrii au mai câștigat un sezon în acest an. Acesta ar putea fi un al doilea, în cazul în care reușiți egalați performanța echipei Asahi. Sunteți pregătiți pentru asta, Iulian? Da, chiar îmi doresc din toată inima să egalăm performanța echipei Asahi și poate chiar să-i depășim, cine știe. Mai sunt sezoane de disputat în acest an, într-adevăr. Voi deja aveți șanse bune de a juca în superfinala anului, care se va desfășura în luna decembrie. Dar trebuie să confirmați pentru a intra în acel concurs cât mai târziu posibil, adică în fazele superioare ale competiției. Sunteți conștienți de asta? Suntem. Și sunteți pregătiți. Placebo este o prezență deja obișnuită la emisiunile Erudit Cafe. Echipa crește de la o emisiune la alta. Săptămâna trecută a jucat finala serii, dar din păcate puțin i-a lipsit acestei echipe pentru a se califica în finala sezonului. Cred că aveți forța de a demonstra că meritați să jucați în finala sezonului. Da, să sperăm. Succes ambelor echipe, 0-0, tema 1. Indiciul 1. Regele armean Tigran a cerut în calitate de cadou de la împăratul Nero un om de această profesie, pentru că în Roma antică acești oameni atinseseră o măiestrie remarcabilă. Vor încerca să dea primul răspuns corect jucătorii echipei Placebo. Da, vă răspunde Petru. Petru. Eu cred că este vorba despre medic. Medici. Da. Răspunsul, din păcate, nu este corect. Al doilea indiciu, numai pentru Sihaștri. Tot acesta este și numele unei scurte comedii la romani sau la greci, alcătuite din scene comice. Următorul indiciu pentru ambele echipe. În Grecia, ei erau actori maestri, iar numele lor li s-a dat după capacitatea de a imita. Răspunde echipa Placebo. Mim. Răspunsul nostru este pantomim sau mim. Sau? Mă rog, e cam tot ce. Nu, v-am spus că acest cuvânt este și numele unei scurte comedii, deci nu poate fi... Mim. Mim este răspunsul corect. Într-adevăr, 1-0 pentru echipa Placebo, Mim. Tema a doua, indiciul 1. La egipteni, zeii săi erau Hedrer și Atum, pe lângă un altul pe care îl cunoașteți cu siguranță. Răspunde echipa Sihaștri. Răspunsul nostru este Soarele. Soarele, într-adevăr, celălalt, al treilea zeu al Soarelui la egipteni era Ra, pe care îl cunoașteți cu siguranță. Iată că echipele s-au pornit foarte repede în joc, răspund după primele indicii. Tema 3, indiciul 1. Prima lor invazie a avut loc la mănăstirea Lindisfarna. La
această întrebare vă răspunde Valeriu Cazan. Iarăși echipa SH3. Vom încerca să răspundem otomani. Otomani, nu este răspunsul corect. Următorul indiciu numai pentru placebo. Numele lor în traducere înseamnă pirat, hoț de mare. Răspunde placebo. Vă răspunde Bishlip Sergiu. Răspunsul nostru este vikingii. 2-1, într-adevăr, vikingii este răspunsul corect. Următoarea temă, primul indiciu. Constituția fizică a acestui fotbalist se remarca prin oasele masive ale bazinului. Pentru a evita glumele din partea colegilor, el a elaborat un stil propriu în felul în care purta echipamentul, de obicei nepermis în acele timpuri. Sihaștri. Întrebare vă răspunde iar Valeriu Cazan. Vom încerca să răspundem Michel Platini. Michel Platini, care își scotea tricoul din short. Într-adevăr, Michel Platini este răspunsul corect. De 3 ori consecutiv, între anii 1983 și 1985, Michel Platini a primit balonul de aur pentru cel mai bun fotbalist al Europei. 2-2. Tema următoare, indiciul 1. Sunt un animal foarte inteligent, având masa creierului de circa 5 kg. Am un auz și simț al placebo. După jumătate din primul indiciu. Merge foarte repede astăzi. Vă răspunde Petru. Este vorba despre elefant. Elefantul, într-adevăr, e și viteza un lucru important la Erudit Cafe. Uneori temele pot fi simple de la bun început chiar. 3-2. Tema următoare. În adolescență am frecventat o academie militară prestigioasă, însă sufeream de miopie, ceea ce nu mi-a permis să-mi continuu... Răspunde iarăși echipa placebo. Este vorba despre fiul țarului Nicolae al II-lea, Alexandru. Răspunsul este greșit, încă o dată acest indiciu și încă unul pentru Sihaștri. În adolescență am frecventat o academie militară prestigioasă, însă sufeream de miopie, ceea ce nu mi-a permis să-mi continuu cariera în armată. Și următorul indiciu, directorul acestei academii mi-a încurajat talentul literar încă pe acele timpuri, iar tatăl meu, fiind impresionat de povestirile mele, m-a aranjat la primul meu serviciu, ziarist în ziarul civil și militar. Următorul indiciu nu este citit în acest moment, pentru că placebo a apăsat pe buton. Cine răspunde? Vă răspunde Pleșca Alexandru. Alexandru, la microfon, te rog. Nu știu de cariera sa militaristică, însă presupun că e Mircea Eliade. Mircea Eliade. Nu este răspunsul corect, din păcate, pentru voi. 2 indicii pentru Sihaștri. Conform unor surse, în 1885, eu am devenit mason, fiind primit în rândurile organizației, înainte cu 6 luni de vârsta minim acceptată de 21 de ani. Iar în 1907 am primit premiul Nobel, fiind primul scriitor englez care a avut această onoare. Cum 1985? Următorul indiciu nu este citit nici de această dată, pentru că echipa placebo a apăsat pe buton. Un răspuns corect le-ar aduce calificarea în finala acestei seri. Da, sper că Pleșca Alexandru să-și repare greșeala. Alexandru, te rog. Îndrăzneam să presupun că e Rudyard Kipling. Rudyard Kipling este răspunsul corect, într-adevăr, scriitorul care l-a dat lumii pe Mowgli. Rudyard Kipling, un mare poet britanic și un mare povestitor. Cu scorul de 4-2, echipa placebo se califică în finala acestei seri. În pauza muzicală avem 2 invitați speciali, duetul Ana Barbu și Adi, care vor interpreta piesa Cuvintele mele, muzică și text, Adi. Secrete. Viața e doar una pe pământ. Mâine ce o să fie,
Un mister știm bine, e legat de simplu dulce cânt, dulce cânt. La început a fost cândva cuvântul ce domnește peste univers. Numai el cuvântul știe să împartă dragostea de-atunci în simplu vers. Mi-s dragi cuvintele alese, rostite într-un singur gând, de a fi mereu ca să ne biese, ar domni iubirea pe pământ. Mi-s dragi cuvintele alese, strămoșii le-au lăsat plângând, le păstrăm și noi secrete, moștenire să le dăm mărând urmașilor prin cânt. Ne-am născut sub semnul întrebării, stelele simboluri ne-au aprins. Clipa întâlnirii, clipa fericirii, într-un singur chip pe noi doi ne-a cuprins. Primăveri în boboce speram, doamnele să trec în calendar. Înflorit în palme, simbetul și ragul ne aduce dragostea în dar. Mi-s dragi cuvintele alese, rostite într-un singur gând, de a fi mereu ca să ne biese, ar domni iubirea pe pământ. Mi-s dragi cuvintele alese, strămoșii le-au lăsat plângând, le păstrăm și noi în mici secrete, moștenire să le dăm pe rând urmașilor prin În runda a doua din această seară vom vedea echipele Buena Vista și Eleada. Iată componența echipei Buena Vista: Rita Cotenco, Roman Vasilașcu, Nadejda Paramzina, Ion Vasilică, Vadim Culea și capitanul echipei Andrei Lutenco. Adversarii lor: Eleada, Gabriel Bâcu, Adrian Sali, Eugen Gorincioi, Traian Chivriga, Ion Mihai Felea și capitanul echipei Cristian Cozari. Și la masa echipei Buena Vista văd mai mulți absolvenți ai liceului Mircea Eleade. Ei au absolvit de ceva timp, deja au absolvit și facultatea unii dintre ei. De aceea am putea spune că e un fel de luptă a generațiilor, bine, cu niște excepții, iar membrii echipei Eleada sunt proaspeți absolvenți ai liceului Mircea Eleade. Mircea Eleade și echipa se numește Eleada. Avem, într-un fel, un duel al generațiilor acestui liceu, cu unele mici excepții, pentru că în echipa Buena Vista mai evoluează și absolvenții ai altor licee. Gaudeam, de exemplu, care este reprezentat de doi oameni, da? În echipă. 0 la 0. Tema 1, indiciul 1. Această organizație numără aproximativ 5 milioane de oameni. Indiciul 2.
Ideologia comunistă se opune acestei organizații, considerând-o, nu vă spun cum o consideră comuniștii, pentru că echipa Buena Vista a apăsat pe buton ce ne răspunde, Andrei Lupenco ce ne răspunde. Da. Vă răspunde eu, credem că este organizația Falun Dafa. Răspunsul este greșit. Până la capăt vom asculta acest indiciu și încă unul numai pentru echipa Eliada. Comunismul se opune acestei organizații, considerând o mișcare burghezo-moșierească, cosmopolită și antipatriotică. Și următorul indiciu, până în martie 1938, în România exista o stradă închinată membrilor acestei organizații. Dar de unde se știe câți conținut? Eliada? Vom încerca să dăm un variantă de răspuns, cu toate că nu știu dacă ar fi posibil să numărăm membrii masoni. Și organizația este? Francmasonerie. Francmasonerie, într-adevăr, 1-0. A fost evaluată la 5.000 de membri componența acestei organizații. Bineînțeles că este greu să-i identifici pe toți, mai ales că este o organizație semisecretă. Tema 2, indiciul 1. Una dintre cele mai renumite fraze ale lui a fost: marii minciunoși sunt la fel și mari magicieni. Răspunde echipa Eliada. Încerca Traian. Traian, te rog. Cel mai mare mincinos din istorie, Hitler. După părerea voastră? După părerea echipei mele și a mea personală, este Hitler. Adolf Hitler, într-adevăr, 2-0 pentru echipa Eliada. Cel mai mic aflux de spectatori la o cupă mondială de fotbal a avut loc pe 14 iulie 1930, când doar 300 de oameni au fost prezenți la meciul de fotbal dintre Peru și această selecționată. Eliada. Gabriel. România. România este răspunsul vostru, da? 3-0, într-adevăr. Yeah! România este răspunsul corect. România a participat la primul campionat de fotbal. Una dintre cele 4 țări din Europa, cea mai puțin populară, bineînțeles, printre locuitorii Uruguaiului. De aceea, foarte puțină lume a mers să vadă meciul acestei țări, a României, cu Peru. Tema a patra, indiciul 1. S-a născut în 1834 la Tobolsk. Unde a și terminat gimnaziul? Indiciul 2. La 16 ani a intrat la Institutul Pedagogic din Sankt Petersburg, după terminarea căruia a plecat în Crimea, unde a predat științele naturale la gimnaziul local. Indiciul 3. Primele lucrări demne de atenție ale sale sunt consacrate cercetării densității gazelor. Următorul indiciu. Atenție mare, ambele echipe. În ultimii ani de activitate a patentat vodka clasică. Eliada. Cel care mi-a dat peste mână vă răspunde? Să răspunde Mendeleev. Bineînțeles, Dmitri Mendeleev, care a patentat vodka clasică rusă cu 40% alcool. Iată că energia și entuziasmul tinerei generații în această rundă s-au dovedit a fi superioare experienței echipei Buena Vista, pe care sperăm să o mai revedem în clubul nostru. În pauza muzicală însă îl revedem pe Adi, care va interpreta piesa Sărută-mă. Muzică Vitalie Rusu, text Adi.
inima ta. În runda finală de astăzi, pentru un loc în finala sezonului, se vor lupta Placebo și Eliada. Iată componența echipei Placebo: Andrei Șchiopu, Alexandru Pleșca, Alexandru Grigoroi, Petru Scalețchi, Sergiu Veșliu și capitanul echipei Dumitru Iarhan. De partea cealaltă, Eliada, Gabriel Bâcu, Adrian Sali, Eugen Gorincioi, Traian Chivriga, Ion Mihai Felea și capitanul echipei Cristian Cozari. Aceste echipe sunt foarte active în acest an, au reușit de câteva ori să câștige finale ale serii, dar niciuna nu a câștigat o finală a sezonului. Scorul este 0-0, o șansă de calificare în finala sezonului, acolo unde vă așteaptă deja echipe puternice, precum Acord, VTH și A4. Tema 1, indiciul 1. Conform miturilor grecești, fondatorul său era originar din Arcadia. Indiciul 2. Hitiții numeau acest oraș Vilusa. Următorul indiciu. Conform lui Herodot, triburile maxienilor din vestul Libiei afirmau că sunt descendenții locuitorilor acestui oraș. Indiciu următor. O cucerire mai puțin cunoscută a sa a fost făcută de Hercule, care avea să anticipeze cu o generație dezastrul final. Placebo. Vom răspunde Troia. Troia este răspunsul corect, 1-0, într-adevăr. Istoria războiului ce a dus la distrugerea Troiei este cuprinsă în mare parte în poemul Iliada, care este atribuit lui Homer. Tema 2, indiciul 1. Nu se cunoaște exact anul nașterii sale, însă unii cercetători estimează că ar fi vorba de 1921 sau 1922. Indiciul 2. S-a născut în Elveția, iar numele mamei sale era Monique de la Croix. Placebo? Da, am o presupunere. Coco Chanel. Coco Chanel este răspuns greșit. Indiciul 3 numai pentru Eliada. Motoul familiei sale era Orbis non sufficit, ceea ce din latină se traduce ca lumea e prea mică. Indiciul 4. Este descris ca fiind chipeș, cu o cicatrice în partea de jos a obrazului stâng. Printre pasiunile sale se numără vinurile, pilotajul, navigația, schiatul și jocul de golf. Placebo, cine răspunde? Eu vă răspund, presupunem că este vorba despre Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Nu este răspunsul corect. Și ultimul indiciu, numai pentru Eliada, părintele său literar este Ian Fleming. Eliada. Ion Mihai Felea. Mihai Felea, te rog. James Bond. James Bond este răspunsul corect. Într-adevăr, motoul familiei sale este și titlul unei cărți și a unui film.
The world is not enough. Lumea e prea mică. Tema următoare, indiciul întâi. El a fost fiul lui Radu I și fratele lui Dan I, pe care l-a succedat la tron. Gheleada, vedem cât de bine vă descurcați în istorie. Eu nu mi-aduc bine precis aminte, dar vreau să zic Vlad Țepeș. Vlad Țepeș este răspunsul greșit, indiciul 2 numai pentru placebo. Istoricul german Leon Clavius îl numea principe între creștini, cel mai viteaz și cel mai ager. Placebo. Ștefan cel Mare. Răspunsul este greșit. Nu este Ștefan cel Mare. Indiciul 3, numai pentru Eliada, nume el a inclus Dobrogea în componența țării românești. Da, Dobrogea e azi. Nu e Ștefan. Răspunde echipa Eliada. Suntem eu. Gabriel Băcu. Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân este corect, într-adevăr. 2-1. Tema următoare, indiciul întâi. Conform unor ipoteze, primul a fost opera matematicianului grec Arhitas. Indiciul 2. Primele exemplare mobile au fost numite Elmer și Elsie. Indiciul 3. Anul nașterii celui industrial este 1956. M-a întrerupt echipa placebo. Cine răspunde, Dumitru? Aveți un răspuns sau? Da, știu, Sergiu. Sergiu. Răspunsul nostru este calculatorul. Răspunsul este greșit. Nu este calculatorul. Nu este calculatorul. Acest indiciu până la capăt și încă unul pentru echipa Eliada. Anul nașterii celui industrial este 1956, când George Devol a depus cererea pentru a înregistra patenta pentru transferul programat de articole. Pentru prima oară, acest termen a fost utilizat de Karel Čapek în piesa Rur. Eliada. Vă răspunde tot Ion Mihai Felea. Ion Mihai Felea? Răspunsul nostru este robot. Robotul este răspunsul corect, într-adevăr. Termenul este de origine slavă și provine de la rădăcina care se traduce ca muncă sau clacă. Robotul. 3-1 pentru Eliada. Tema următoare, indiciul întâi. În flamandă, ea este numită Naturkunde. Indiciul 2. Cea mai nouă ramură a sa este cea a sticlelor cu spin. Următorul indiciu, recent, cu ajutorul ei, s-a demonstrat existența divinității. Bosonul Higgs. Ei, eu știu. Cu ajutorul ei, nu? Care practicau bosonul Higgs. Indiciul 4. Ea studiază interacțiunea dintre materie și energie în spațiu și timp. Eliada. Ion Mihai Felea. Indicii complicate la început. O să încercăm fizica cuantică. Fizica cuantică, Naturkunde. Fizica cuantică este răspuns greșit. Următorul indiciu este doar pentru echipa placebo. În Republica Moldova este studiată din clasa a 6-a. Placebo.
Fizica. Fizica, într-adevăr, acesta este răspunsul corect. Stimați telespectatori, dacă vă puneți întrebări de ce nu am acceptat răspunsul echipei Eleada, ei știu foarte bine că orice completare greșită face întregul răspuns greșit. În această temă era vorba despre fizică în general și nu doar despre o ramură a fizicii, cum este fizica cuantică. 2-3. Tema următoare, indiciul 1. Dicționarul de simboluri numește acest număr drept numărul așteptării, al pregătirii, al încercării și al... Răspunde echipa Eleada. Nu încerca să răspund eu dacă este vorba de o lungă și neterminată așteptare și așa mai departe. Posibil este cifra 8. 8. Care întoarsă simbolul infinit. Care e întoarsă, așa cum zic englezii, 8-ul leneș ar simboliza infinitul, da? Da, da. Răspunsul este greșit. Primele două indicii numai pentru placebo. Dicționarul de simboluri numește acest număr drept numărul așteptării, al pregătirii, al încercării și al pedepsei. Este un număr important pentru istoria biblică, anume atâtea luni a predicat Iisus Hristos. Placebo. 12 și... Cine răspunde? 3. 3. Prost stați voi cu religia. Doar 3 luni a predicat Iisus Hristos? Înseamnă că e. Da. Indiciul 3 numai pentru Eleada. Mai mult decât atât, anume atâția ani au domnit David și Solomon și anume atâtea zile a durat potopul. Anume la această vârstă Moise a fost chemat la Dumnezeu și anume atâtea zile a stat el pe vârful muntelui Sinai. Răspunde Eleada. Răspunde Eugen Gorincioi. Eugen Gorincioi. 40. 40 este răspunsul corect. Într-adevăr, 40 de zile a stat Moise pe vârful muntelui Sinai. 40 de luni a predicat Iisus Hristos. 40 de ani au domnit David și Solomon. 40 este un număr al încercării, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Moise, al pregătirii, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Iisus Hristos și al așteptării, așa cum s-a întâmplat în cazul potopului. Cu scorul de 4-2, echipa Eleada s-a calificat în final la acestui sezon. Acolo unde deja sunt calificate din săptămânile precedente, Acord, A4 și VTH. Va fi o finală foarte interesantă, foarte strânsă și sperăm să avem parte de jocuri tensionate săptămâna viitoare. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară bună în continuare. Rămâneți cu Moldova 1!